Salariul minim în România ar putea să crească cu câteva sute de lei, potrivit unui proiect de lege dezbătut zilele acestea în Parlamentul European. Oficialii de la Bruxelles vor ca venitul minim garantat în tot blocul comunitar să fie de 60% din salariul mediu din fiecare stat, iar așa am scăpat de sărăcie și de inechitate. Economiștii atrag însă atenția că pentru țara noastră acest lucru ar putea să însemne și multe firme închise, pentru că nu ar putea să susțină și taxele care cresc odată cu salariile. Salariul minim garantat la nivel european, pe care oficialii de la Bruxelles vor să-l introducă în perioada următoare, are scopul de a reduce inegalitatea și sărăcia. Comisia Europeană recomandă statelor membre să crească salariul minim pe economie, mai exact ca acesta să ajungă la 60% din salariul median din respectivul stat, adică nu vorbim de o creștere care nu e corelată cu productivitatea muncii. Pentru România, asta ar putea însemna o creștere de câteva sute de lei la leafa angajatului, dar și plăți mai mari de taxe și impozite pentru companii. Din perspectiva salariatului plătit cu salariu minim pe economie, acesta va avea în mână circa 1900 de lei, mai mult cu 550 de lei față de cât lua acum în mână. Din perspectivă socială, este evident o măsură de creștere a veniturilor și este o măsură bună. Pentru cetățeni, orice creștere este binevenită. Dacă ar crește salariile, ar fi și nouă mai bine. Că totul se face cumpăr, atât ce e în afară. Dar la salarii nu se pune nimic decât prețurile, că așa sunt în afară. Ar trebui să fie mărite din cauza că traiul de aici nu se compară niciodată cu cel din străinătate. Specialiștii atrag atenția însă că vor exista și alte costuri. Cred că foarte multe dintre companiile acestea mici, cu 1-5 salariați, vor fi afectate și probabil multe se vor închide. Problema nu e faptul că există un salariu minim, ci problema este că acele să nu fie crescute artificial și nu în creșteri din acestea uriașe. Mărirea ar urma să aibă loc în timp, iar statele membre vor dispune și de bani europeni. Vorbim de corelarea României cu restul Europei, pentru că la noi ponderea salariilor în ceea ce înseamnă capitalul existent în România este foarte mică. Potrivit Eurostat, România se găsește, cum era de așteptat, aproape de coada clasamentului în privința salariului minim din Uniunea Europeană, cu 458 de euro. Mai prost stau doar Ungaria, care garantează minimul lunar de 442 euro, și Bulgaria, care ocupă ultimul loc cu 332 euro. La polul opus, în Luxemburg, salariul minim este de 2202 euro pe lună. Urmează Irlanda cu 1724 de euro, Olanda, Belgia și Germania cu peste 1600 de euro și Franța cu peste 1500 de euro.